E făcută într-un laborator. Într-o casă. Dar e special pentru persoanele care nu vor să... Să se îngrașe rapid. N-am vrut să spun așa, scuze-mă. Nu e nimic. Consider că încerca să aibă răspuns la toate, ceea ce din punctul meu de vedere nu înseamnă neapărat o poziție, să zic așa, constructivă sau de asumare a unor neajunsuri. Din punctul ăsta de vedere, cu porționarea ai nimerit-o. Că îți dai seama, nu mi-era greu să fac 30 de clătite. Da, am făcut clătita mică ca să o protejez pe Anca, era ironic, bineînțeles, pentru că de când ne cunoaștem, ea e atotștiuitoare în fructe, zarzavaturi, corpul perfect sau corpul imperfect. Eu aș fi vrut o clătită. N-avem să comentăm. Sincer, eu sunt critic. Mie îmi place și gemul. Gemul de ce este? De cireșe? Cireșe, am vrut să fie ceva acrișor, tocmai să aduc plusul la dulce. Mm-hmm. Adică să balancez corect. Travis pare pregătit pentru orice întrebare. Altceva. Da, și pe răspunsul... Da, Travis, ai un răspuns pentru orice, bravo. Travis. Însă eu aș vrut o clătită întreagă pentru numele Dumnezeu, atâta tot așa. Desertul, nimic de spus. Tot a fost minuscul. Pentru niște domnișoare care, eu știu, urmează să participe la nu știu ce concurs de frumusețe. Adică păi mai adu-i omului o clătită. Mea, te rog. Nu. Dar ce, nu mai e clătită? Nu eu aș fi vrut o clătită. Problema e că au intrat fetele cele mici și au mai fost vreo 5, dar le-am prins mâncând. Serios, au popat cu vizele. Vai, ce drăguț. Deci e... Atunci înțelegem... Am zis să le las și pe ele. Cum era să iau clătita din... Vezi că te vedem în filmare. Nu ți-arăt poze. N-am telefon cu mine. Nu, în sensul că nu cumva nu ți-au ieșit clătitele și ne minți că... Nu. Deci eu am poze la tot ce fac, întotdeauna fac poze. Deci eu am și argumentul, am și dovezi întotdeauna la ce... Bravo pentru înghețată. Deci a fost o raționalizare impusă de către altcineva. Bun, am înțeles. Eu sunt un bărbat în toată regula. Mie clătita e clătită. Când spun clătită, însăși definiția clătiții, clătitei, înseamnă pentru mine ceva rulat. N-am timp să mai fac 5 clătite și așa că o să le fac mini clătite. Sper să nu-și dea nimeni seama, cam asta e ideea. Din 2 clătite am făcut 5 porții, sperând să adaug înghețata care trebuia să fie lângă clătită, am pus-o pe clătită. Dacă invitații își vor da seama, vom vedea, însă Travis e hotărât să-și joace cartea până la final. Am fost mult timp plecat din țară. Am lucrat și prin cluburi, ca și DJ. Și la 12 noaptea se servea așa ceva, o clătită, o mini clătită, cu înghețată. Și mi-a rămas în cap. Ideea era, nu trebuie să mergi într-un loc să nu mai poți să-ți fie până în gât mâncarea sau să refulezi. Pentru că ideea e să te întorci. Clătita, dacă era pufoasă, pentru că la un moment dat n-am putut să mai mănânc, cred că avea mai mult de câștigat, dacă acordam mai multă atenție. Ca să mai mănânci din nou. Ne-ai tocălit cu înghețata asta și cu gemul ăsta foarte bine. Ideea e că chiar dacă nu v-a plăcut... Înghețata e bună, gemul e bun, dar foaia este uscată. Păi nu, asta e din Spania, doamnă. Nu sunt ca România, credeți-mă. Este rețetă din Spania. Eu ce să fac? Acum am adus și de la ei ceva. Ei, măcar ți-ai apărat clătita cu demnitate. Sau, mă rog. Păi aia a fost clătită, nici n-a fost clătita aia. A fost ceva, cred că fără ou sau fără lapte, una dintre ele, că a fost uscată. Ideea e că văd că totuși ați mâncat, mă bucură, chiar dacă restul nu a fost pe placul vostru. Unora. Cu păcălelile de rigoare, Travis și-a testat calitatea de gazdă perfectă. Dar acum e momentul să vedem și notele primite de la invitați. Astăzi mi-a plăcut Travis. Travis este o gazdă bună, a știut să ne cânte în strună tuturor. Mi-a plăcut ciuperca, mă tot repet, chiar mi-a plăcut acea ciupercă. Vreau rețeta, Travis! Nu mi-a plăcut felul principal, nu mi-au plăcut muștele, nu mi-au plăcut multe aspecte, le-am mai enumerat. Însă mi-a plăcut foarte mult de el, că s-a implicat, că l-am văzut, că îi curge, se tot ștergea, a sudat pentru noi. Exact asta cred eu că trebuie să fie o gazdă perfectă, să fie foarte preocupată de ce își doresc invitații, așa cum sunt ei, cârcotași, bine dispuși, prost dispuși, vegetarieni, carnivori sau mai știu eu cum. Și Travis categoric știe să se comporte, dacă vrea să impresioneze, știe să se comporte cu invitații lui. Pentru asta, Travis primește de la mine nota 9. Astăzi,
Mi-a plăcut primul fel, nu mi-a plăcut al doilea fel. Ușor, al treilea fel. Lipsa unei discuții despre entertainment, despre amuzament, despre distracție sau... mă determină să acord nota 6. Astăzi mi-a plăcut de felul lui de a fi, mi-a plăcut cum a servit, dar restul nu am putut să mă acomodez cu mai nimic. Eu am gustat din toate și nu am putut să le mănânc. Din partea mea, nota este aceasta. În concluzie, ceea ce mi-a plăcut la cina din această seară a fost că Travis a fost atent cât de cât la nevoile noastre și a încercat să fie o gazdă cât de cât ok, dar nu mi-a plăcut mâncarea. Iar nota pentru el este aceasta. Iată că improvizația și stilul personal i-au adus lui Travis 27 de puncte.